2019, sub semnul calamităților naturale. Nici n-a început bine anul, că 10 de familii din mai multe localități din Vâlcea au început să aibă probleme din cauza inundațiilor și a alunecărilor de teren. În perioada 3 ianuarie-11 februarie 2019 au fost semnalate o serie de probleme în 11 comune din Vâlcea. Printre cei mai afectați sunt localnicii din Alunu, Muiereasca și Dănicei, ale căror case stau în calea alunecărilor de teren. În această perioadă, din cauza precipitațiilor către topirii stratului de zăpadă, la scurgerile pe vărsat, s-au reactivat alunecările de teren în județul Vâlcea, îndeosebi pe baza excesului de umiditate înregistrat și au pus în pericol locuințe, anexe gospodărești, dar și elemente de infrastructură, căi de comunicații, rețele de utilități publice, poduri, podețe, etc. în următoarele localități. Alunu, Călimănești, Dălicei, Mihăiești, Milcoiu, Muiereasca, Peșteana, Racovița, Slătioara, Vaidei. În comuna Alunu, satul Ilaciu, punctul Avâlcoi, s-a reactivat o alunecare de teren ce pune în pericol gospodăriile Banea Aurelia, Vâlcoi Ilie, Vâlcoi Viorel, Giura Aurel, Banea Marian, Eduș Dubitru și Eduș Ion. În această situație sunt în curs de evaluare, deci v-am zis, nu sunt evaluate. În satul Alunu, Căturnul, Dealul Roșu, s-a reactivat tot așa o alunecare de teren, afectând platforma betonată a drumului de interes local, ce face legătura cu județul Borș, Roșia de Amaradia, punctul Adrăgan pe o lungime de circa 30 de metri, în punctul Daju pe o lungime de circa 30 de metri, în punctul Rada pe o lungime de circa 25 de metri. În satul Roșia, Căturnul Pătrulești, viaductul Cornățel de asemenea a fost afectat. Mai multe punți pietonale și poduri, precum și drumuri de interes local din Peșteana, Milcoiu, Slătioara și Racovița au fost distruse de viitură. De asemenea, o familie din comuna Slătioara a fost evacuată din cauza unei alunecări de teren. O comisie formată din specialiști urmează să stabilească valoarea pagubelor. În comuna Dănicei, satul Cireșu, râul Ugoț, a produs o eroziune de val pe o lungime de circa 400 de metri, ce pune în pericol de inundație cele 5 gospodării din apropiere. Râul Unele a produs o eroziune de val pe o lungime tot de circa 400 de metri, ce pune în pericol drumul județean. În satul Ceretu s-a reactivat o alunecare de teren pe o lungime de circa 30 de metri, fenomen ce a dus la distrugerea drumului sătesc, izolând un număr de 5 gospodării. În satul Gura Crucilor, în punctul Laizblaz, râul Trepteanca a produs o eroziune de val pe o lungime de circa 300 de metri, ce pune în pericol drumul comunal 181, precum și 3 gospodării. Pe râul Trepteanca au fost afectate purtea pietonală la Nenu, Valea Schieiului, purtea pietonală la Nițescu, sat Linia pe Vale, purtea auto la Preda, sat Dobrești. În comuna Mihăiești, în satul Bârsești, ca urmare a precipitațiilor abundente și a scurgerilor pe versanți, au fost inundate un număr de 6 gospodării. În comuna Muiereasca, în satul Andreiești, s-a reactivat o alunecare de teren pe malul stâng al râului Muiereasca, ce pune în pericol gospodăria domnului Andreescu Vasile. În satul Șuta s-a reactivat o alunecare de teren, ce pune în pericol locuința domnului Chirița Alexandru, fiind afectate anexele gospodărești ale acestuia. În comuna Dănicei, mai multe familii din Ceretu au rămas izolate după ce un drum de acces s-a surpat.